Guvernul susține că până în septembrie vom avea cel puțin 10,4 milioane de români vaccinați. Cât de reală vi se pare această cifră? 10,4 milioane de români vaccinați până în septembrie. Da, eu sper să ajungem la aceste cifre, dar mai mult decât atât sper să respectăm acordurile pe care noi le-am susținut la nivel european. Uniunea Europeană a aprobat recent un document care invită statele membre să accelereze procesul de vaccinare și ca până în vară să atingă țintele respective indicate, în cazul României, de 10 milioane. Adică noi spunem toamnă, dar la nivel european ne asumăm să facem lucrul acesta până în vară, ceea ce e puțin straniu, așa ca și proces de reflexie. Evident, 10 milioane nu sunt suficienți dacă să ne raportăm la ținta de 70% care asigură un confort medical, adică altfel riscăm să trecem din nou printr-o campanie de vaccinare similară, adică nu știm astăzi, într-adevăr, care este eficiența vaccinului. Am văzut diferite perioade vehiculate de experți, inclusiv de experți din România și, evident, oferă o protecție, dar protecția este limitată de asemenea în timp. N-aș vrea ca să eșuăm în acest proces și să trebuiască să refacem eventual la anul sau peste 2 ani o nouă campanie pentru a ne asigura că România este eliberată de COVID-19. Deci ar fi un lucru grav și știm foarte bine, se discută la nivel european tot felul de restricții, inclusiv ideea cu pașaportul pentru vaccinare. Adică dacă noi nu reușim campania, nu reușim să asigurăm o imunizare colectivă, oarecum, prin campania de vaccinare, riscăm să fim din nou izolați.